vom prezenta astăzi un loc de joacă nou, nou. Acum îl facem. Chiar pe Liviu Rebreanu, vis-a-vis de piața Râmnicu Sărat, unde avem copaci deasupra și nu ajunge lumina jos, nu crește iarba. Așa că dacă tot e umbră și tot e bine și la vară o să fim protejați de caniculă și de UV, de ultraviolete, am decis să facem un loc de joacă, nu de alta, dar avem copii aici în zonă și ne dorim să avem din ce în ce mai mulți copii, așa că le amenajăm un loc de joacă nou, nouț, ca să se bucure cei mici de el. Și alături aici amenajăm și băncuțe cu mese de șah și un spațiu mic pentru căței, pentru animalele de companie. Evident, nu chiar alături, ci puțin mai încolo, ca să nu miroasă prea tare și în speranța că cei care vor veni să-și aducă animăluțele, mici necuvântători, aici, vor fi cu grijă și vor aduna în urma lor, că așa e normal, așa se procedează într-o țară civilizată, ca niște oameni educați așa cum ne considerăm și cum ne dorim să fim. Iată un nou loc de joacă. Cred că suntem unitatea administrativă, sectorul, orașul cu cele mai multe locuri de joacă și mai facem locuri de joacă pentru că, nu-i așa, copiii merită toată atenția noastră.